atent de la Rofarma, un adjuvant puternic în întâmpinarea semnelor de îmbătrânire și acne. Vorbim despre un produs revoluționar, conceput pentru a ne ajuta să ne păstrăm pielea frumoasă și tânără. Datorită combinației unice de principii active, Dermaten are proprietăți antibacteriene, antiinflamatoare și antiseboreice, fără risc de reacții adverse sau uscare excesivă a pielii. Lactoferina are efecte antiinflamatoare și scade secreția de sebum, care este direct corelată cu producerea proliferării bacteriei Propionibacterium acnes, incriminată în producerea acnei. La pacienții cu acne, administrarea pe cale orală de lactoferina a determinat o reducere semnificativă a numărului de leziuni inflamatorii și non-inflamatorii la 77% dintre pacienți, cu o scădere importantă a secreției de sebum după prima lună de tratament. Zincul este un cofactor esențial în numeroase procese care sunt implicate în atenuarea inflamației. Administrarea orală a zincului este recomandată și de cel mai recent ghid al Academiei Europene de Dermatovenerologie, în special la pacienții cu forme ușoare și moderate de acne inflamatorii. Niacinamida crește secreția de colagen și de proteine de la nivelul pielii, adjuvant împotriva îmbătrânirii, și stimulează sinteza de ceramide, întărind astfel funcția de barieră a pielii. Cuprul contribuie alături de zinc în modularea proceselor inflamatorii. Un aspect esențial în menținerea sănătății pielii este întărirea funcției de barieră, iar Dermaten stimulează sinteza de ceramide, elemente cheie în acest proces. Astfel, pielea va fi protejată eficient împotriva factorilor externi, precum poluarea sau schimbările climatice. Dermaten de la Rofarma este alegerea ideală pentru cei care își doresc să-și mențină pielea frumoasă și sănătoasă. Cu o formulă inovatoare și beneficii multiple, acest produs încântă cu rezultatele sale vizibile și durabile. Să avem grijă de pielea noastră cu Dermaten de la Rofarma pentru a ne bucura de un ten luminos, tânăr și plin de strălucire. Bine v-am regăsit la Trăiește Sănătos. Astăzi vom vorbi despre piele sănătoase dincolo de suprafață, pentru că am o invitată tare dragă mie și foarte frumoasă, doamna doctor Iulia Panțăru, medic dermatolog. Mă bucur să te revăd, Iulia, bine ai venit la Trăiește Sănătos. Mulțumesc de invitație, e o plăcere întotdeauna să stau de vorbă cu tine. Îți mulțumesc, draga mea, și pentru mine, și am ales un subiect care știu că îți place, cum să ne îngrijim până la urmă corect pielea, nu doar așa la suprafață, de asta am zis, să rămână frumoasă, sănătoasă și dincolo de suprafață. Și cred că ar fi bine să începem cu greșeli poate pe care le facem sau factori care cumva accelerează îmbătrânirea pielii, cumva să ne trage un semnal de alarmă încă de la începutul discuției. Cred că cel mai important mesaj pe care aș vrea să-l lansez este faptul că frumusețea pielii depinde foarte mult de frumusețea interioară și de sănătatea corpului în general, pentru că pielea este imaginea interiorului, de fapt, și sigur că este singurul organ, sau mă rog, printre puținele pe care îl vedem și avem acces foarte ușor la el. Și cel mai mare organ al nostru, deși nu realizăm. Și cel mai mare organ al nostru, și spre deosebire de celelalte care sunt ascunse, pielea este vizibilă și tindem să ne îngrijim foarte mult pielea, dar fără să luăm în considerare faptul că organele interne suferă la fel de mult ca și pielea atunci când, de exemplu, ea are un aspect bătrânit. Și te întrebam legat de greșeli, de factori care pot accelera îmbătrânirea pielii? Noi avem cumva două categorii, să zicem așa, de îmbătrânire. Avem îmbătrânirea intrinsecă, cea pe care o moștenim genetic, și unii sunt mai norocoși, unii mai puțin norocoși în ceea ce privește genele, dar mai avem îmbătrânirea externă, da? Care se împarte cumva în două: factori hormonali, fiziologici sau patologici, da? Sarcina, menopauză, duc la modificări ale pielii, sau patologici când avem tulburări endocrine, dar și totalitatea factorilor la care noi ne expunem zi de zi, ceea ce noi numim cumva expozom sub aceeași umbrelă. Și aici mă refer la somn, la hidratare, la alimentație, la expunerea la soare, care accelerează extrem de mult îmbătrânirea cutanată față de cea programată genetic. Sigur, la anumite medicamente pe care le înghițim sau anumite regimuri de viață foarte stricte, diete foarte stricte, cure de slăbire, care ne privează foarte mult de nutrienți. Mă gândeam că de multe ori, uite, și un supliment alimentar bun, și le mulțumesc prietenilor de la Rofarma pentru că sunt alături de noi și iată ne ajută cu aceste suplimente. Mă gândeam că și suplimentele, unele de calitate, pot ajuta iată în îngrijirea și întreținerea pielii. Iar astăzi vorbim despre Dermaten de la Rofarma.
Categoric, suplimentele ne vin în ajutor și este bine să ținem cont de ele. Pe de altă parte, este important și să nu exagerăm cu asta și să știm că, de fapt, sănătatea corpului se ia din tot ce înseamnă alimentație, stil de viață, mai mult decât suplimente. Ele ne ajută pe perioade scurte, 3 luni, 6 luni, poate atunci când avem un deficit, dar să nu facem din asta obișnuința noastră zilnică în detrimentul alimentației sănătoase, de exemplu. Adică spui că ajută atâta vreme cât ai un stil de viață sănătos, o dietă sănătoasă și să vii, de asta se și cheamă supliment alimentar, adică nu înlocuim mesele de calitate, considerând că dacă am luat suplimente sau creme, că și cremele ne ajută din exterior, este Am rezolvat suficient, am problema. rezolvat problema. Mai Nu, este trebuie un... să fie un cumul, stil de viață sănătos, alimentație sănătoasă și dacă avem și un supliment de calitate alături, ce bine. Eu întotdeauna îi spun că e un boost. E un Exact. boost de energie, e un boost care mi-acoperă anumite nevoi, dar nu este o soluție pe termen lung. Pentru că foarte multă lume ia suplimente și dacă trebuie și dacă nu, într-una foarte multe medicamente. Și Și acum te referi la suplimente în mă general. refer la suplimente în general. Ori asta cumva transmite minții și creierului nostru chiar și ideea că suntem bolnavi sau că avem o problemă și tot trebuie să luăm câte ceva. La fel legat de alimentație, sunt foarte multe și nu o să intru în detalii cu ce alimente sunt bune pentru piele și ce nu, că lista e foarte simplă și se găsește oriunde. Însă cred că ce e important să fim atenți un pic la felul în care consumăm alimentele, la energia cu care mâncăm alimentele, pentru că un aliment poate să fie foarte bun sau foarte nociv în funcție de eticheta pe care i-o punem. Dacă noi mâncăm, de exemplu, nu știu, ciocolată și o mâncăm cu vinovăție, cu părere de rău, cu conversații interioare, că Mai iar bine ne-am nu mai mâncăm. promis că iar ne-am promis că nu o să mai mâncăm dulce, că nu e sănătos și cu toate astea o facem, acel dulce devine mult mai nociv prin acest sentiment de vinovăție decât dacă ne bucurăm cu adevărat, dacă tot mâncăm ciocolata respectivă, măcar să ne bucurăm de ea. Important este să nu repetăm foarte frecvent greșeli și alimente nocive, în așa fel încât să avem un echilibru. Nimic nu este interzis pe lumea asta, însă doza contează foarte mult. Exact, măsura. În tot ce facem, nu doar când vorbim de alimente, cred că nu greșesc dacă spun așa. Bun, chiar dacă anii trec, eu cred că putem ajuta pielea, nu? Să rămână sănătoasă, frumoasă. Și firesc, vine întrebarea cam de pe la ce vârstă ar trebui să îți îngrijești pielea. Pentru că atunci când ești foarte tânăr, nu te gândești la acest aspect, dar este foarte important, nu? Că dacă te trezești după 30-40 de ani că vrei și tu să-ți îngrijești pielea, s-ar putea să fie prea târziu. Știi cum se zice, că până în 30 de ani ai pielea cu care te naști, apoi ai pielea pe care o O meriți. meriți, adică ai avut grijă, ai avut un stil de viață sănătos, să se vadă rezultatele. Cred că de mici e bine să fim un exemplu pentru copiii noștri, că noi știm că ei fac ceea ce văd la noi, nu ceea ce spunem noi să facă. Și Da, atunci... și cred că, uite, și fetițele noastre, eu, de exemplu, mă lupt cu Rebecca pentru că am senzația că își dă cu prea multe creme și la 9 ani mi se pare prea devreme. Sigur că aici sunt și extreme în care fie nu se folosește nimic din dorința de a fi pe supernatural, ceea ce sigur e important, dar nu e o soluție pe termen lung la mediul în care trăim astăzi, Exact. sau exagerarea în care se curăță tenul excesiv. Asta este, de exemplu, una din greșelile frecvente, în special ale celor cu acnee, care consideră că dacă se spală de 3-4 ori pe zi cu o substanță degresantă, se vor duce coșurile. Bine, nu se duc, pielea se deshidratează și, dimpotrivă, putem avea chiar o agravare. Deci, agresiunea pielii e una din greșelile foarte frecvente. Curățarea o singură dată pe zi, seara, sau dacă avem un ten foarte gras și dimineața, este suficient. Și conservarea, până la urmă, a barierei cutanate este esențială. Iar asta se poate face cu o cremă hidratantă. Foarte multă lume mă întreabă cum aleg, dacă aleg ser, dacă aleg cremă, aleg Asta urma loțiune, și eu să te întreb, ce fac? cum alegem ce produse și de unde le cumpărăm? Iarăși un aspect foarte important, pentru că dacă le iei dintr-un loc unde au fost ținute în soare, pe marginea drumului, nu cred că sunt niște produse care să te mai ajute. Foarte simplist vorbind, așa pentru basic basic, Asta și vreau. atunci când ne adresăm tipului nostru de ten, ne alegem crema. Da? Cremele se adresează tipului de ten. Dacă am un ten gras, voi lua o cremă foarte lichidă.
Da? Dacă am un ten acneic, voi alege un produs fluid cât se poate, da? Să nu aibă foarte multă grăsime, dar cu substanțe active antiacneice. Dacă am un ten uscat, categoric voi alege o cremă mai grasă, mai unctuoasă, care mi-aduce grăsime. Și este o diferență între tenul deshidratat și cel uscat. Cel uscat, așa este el genetic, are glande mai micuțe, nu produce grăsime, spre deosebire de cel deshidratat, care practic și-a pierdut apa prin faptul că a pierdut bariera cutanată, funcția de barieră. Adică inclusiv pielea grasă, foarte seboreică, poate Poate să să devină fie. deshidratată la un Da, moment dat. exact, și să o simțim uscată, să o vedem rugoasă, și atunci tendința este să ne cumpărăm o cremă pentru piele uscată, pentru că noi o simțim uscată. Dar, de fapt, va trebui să alegem tot produse din gamele antiacneice, dar hidratante. Iar atunci când vreau să tratez țintitopatologie, atunci îmi aleg serumuri. Vreau să tratez îmbătrânirea cutanată, îmi aleg ser anti-aging. Da, care să aibă vitamina C, acid hialuronic și multe altele. Poate o să apucăm să Chiar discutăm sunt despre asta. fiole la farmacie și le poți aplica înainte de cremă. Eu așa fac, sper că nu Exact. greșesc. Serumul întotdeauna se aplică înainte de cremă și, ca regulă generală, cea mai fluidă textură primă. Pentru că ea intră în piele, după care, dacă am pus o cremă mai grasă, serumul nu va mai pătrunde. Dacă, de exemplu, am pete pigmentare, mă adresez cu serumuri speciale. Concentrațiile din serumuri sunt mult mai mari decât cele din cremă. Și atunci fac curățare, aplic o substanță activă sub formă de serum dacă am o patologie, dacă nu, și, de exemplu, vorbim de o adolescentă fără probleme, poate folosi doar o cremă de hidratare și atât, dacă e nevoie. După care urmează crema și factorul de protecție, iarăși în funcție de patologie. Nu înseamnă nici că trebuie să ne cremuim toată ziua, nu înseamnă nici că nu trebuie să ne dăm deloc în, nu știu, că ne e frică de efectele adverse. Iar apropo de produsele cosmetice, dermatocosmeticele sunt produse care au substanțe active. Cosmeticele simple sau sunt dedicate, sunt concepute pentru pielea fără patologie. Da? Care este normală, cu ghilimele de rigoare, pentru că eu așa ceva nu prea întâlnesc în practica Corect. mea, da? Dar care nu are o problemă medicală propriu-zisă. În Și sunt. momentul în care apare acne, rozacee, melasmă, îmbătrânire, etc., mă îndrept către dermatocosmetice pentru că ele au rol terapeutic, substanțe active care pot să modifice structura celulară, pot să stimuleze producția anumitor substanțe în piele. Iar produsele acestea cosmetice simple, așa cum spuneai, le găsim oriunde în hipermarketuri, pe când produsele dermatocosmetice, cumva profesionale, doar în farmacii. Se găsesc doar în farmacii, sigur mai sunt și site-uri de pe care putem să Comandăm. le comandăm. Bun, iată că ne-ai spus de rutina zilnică, da, cum ar trebui să procedăm. Seara, înainte de culcare, știu că este foarte important să nu te culci cu machiajul de peste zi, chiar dacă ești obosită, chiar dacă poate ți se pare că n-ai chef și că ai sărit o noapte, nu se întâmplă nimic. Nu e așa. E bine să curățăm tenul și aici aș vrea să fac o precizare. Curățarea tenului se aplică și persoanelor care nu folosesc deloc machiaj. Machiaj. Pentru că noi, în momentul în care facem această curățare seara, nu ne adresăm doar fondului de ten sau pudrei, ci ne adresăm prafului, poluanților, substanțelor care pot fi oxidante la suprafața pielii și ne dorim să îndepărtăm acest strat de reziduri, să spunem așa, și inclusiv sebumul care s-a produs peste zi. Un aspect important este că produsul de curățare nu trebuie să ne lase pielea, cum să zic, scârțâindă, da? Cum e la reclame la detergent de vase. În Da. momentul în care am senzația că toată grăsimea s-a îndepărtat de pe față, Nu e bine. înseamnă că am exagerat. Fie m-am spălat prea mult, fie am un produs mult prea puternic, mult prea degresant pentru tipul meu de piele. Deci, la 10 minute după spălarea pe față cu produsul de curățare, tenul ar trebui să se simtă confortabil. Deci, să nu strângă, să nu avem senzația că e uscat, că ne cere cremă, practic. Mă gândeam acum la femei că nu trebuie să îngrijim doar zona feței, ci și a gâtului, a decolteului. Uităm asta în tinerețe, după o anumită vârstă, observăm că de față am avut grijă și de gât, decolteu mai puțin. Hai să le învățăm pe cele tinere care se uită, chiar și adolescentele și persoanele mai tinere,
că această rutină trebuie să o aplicăm și zonei gâtului și decolteului. Mai vorbesc și de mâini. Cred că toată pielea corpului ar trebui îngrijită corect. Iar modul ideal de aplicare este imediat după duș. Pentru că dacă ne-am îmbrăcat și doar după aceea începem rutina, clar o să menajăm cămașa, o să menajăm bluza ca să nu le pătăm, etc. Și atunci, cu siguranță, nu vom aplica produsele, substanțele și pe gât și decolteu. Gâtul se ridează destul de ușor, îmbătrânește mai ușor pentru că are pielea mult mai subțire. Se recuperează frumos cu proceduri, ăsta este avantajul lui, însă durează un pic mai mult timp decât la față, de exemplu. Bun, deci ne sfătuiești că atunci când întindem crema pe față, să o întindem și pe gât de colteu. Tot mi-ai zis vârsta, deci de la ce vârstă? Uite, dacă avem fetiță, cum avem și noi, de la 9 ani, 10 ani, își dau cremă hidratantă și atât? Până în perioada pubertară, dacă un copilaș are o piele mai uscată, se hidratează. Da, la perioada pubertară, când apar coșurile, se definește tipul de ten, pentru că nu la toți copiii apar coșuri. Dar atunci, în pubertate, când încep hormonii să se regleze, vom observa dacă al nostru copil, care până atunci categoric a avut pielea uscată sau normală, cu siguranță nu se boreică, va începe să facă coșuri. Da? Deci va avea o tendință spre acne, poate va avea un exces de sebum, deci va avea un ten seboreic sau poate va avea un ten uscat. Dar aici este cumva punctul de cotitură în care trebuie să fim un pic mai atenți. Pentru că dacă se instalează o acne, chiar și o formă ușoară la copilaș, e bine să o tratăm din timp. Acnea are un impact emoțional destul de mare asupra imaginii de sine, asupra calității vieții, asupra socializării acestor copii, pentru că ei tind să se ascundă, să se retragă, să nu se expună, să nu iasă la întâlniri, să nu iasă cu prietenii, pentru că le este rușine. Da? Și atunci e bine să nu spunem, ok, și eu am avut coșuri și mare brânză, pentru că noi ne comparam pe vremea noastră maxim cu colegii de clasă și cu încă două clase paralele. Ori tinerii noștri se compară cu tot Instagram-ul, cu tot Facebook-ul și cu tot ce găsesc pe internet. Și atunci, și acolo, bineînțeles, că toată lumea arată foarte bine și nimeni n-are nicio problemă. Dar realitatea nu e asta. Realitatea nu e asta, dar frustrarea lor este mare și încurajez părinții să se adreseze medicului dermatolog înainte să înceapă tot felul de tratamente și proceduri cu care să întindă foarte mult această perioadă de disconfort până la urmă pentru copii. Dar spui că dacă mergem cu cel mic, cu adolescentul, cu cel care intră la pubertate din timp la dermatolog, poți evita Putem recunoaște foarte ușor o formă severă de acne care urmează să lase cicatrici, pentru că sunt anumite criterii unde noi știm din start dacă are sens să temporizăm doar cu creme și cu produse locale sau este indicație de un tratament mai agresiv, tocmai pentru a preveni apariția cicatricilor care sunt până la urmă pe viață. Sigur, și aici procedurile dermatocosmetice și estetice noi ne ajută foarte mult. Putem să ameliorăm extrem de mult calitatea pielii, chiar și în cicatricile postacneice. Dar oricum pielea nu va fi impecabilă așa cum ar fi fost dacă s-ar fi tratat din timp. Și ce tratament ajută ca să nu ajungi la complicații dacă le iei din timp? Tratamentul se alege în funcție de forma de acnee, vârsta copilului, tipul de piele, rezistența lui la tratamente. Sigur că se începe cu tratamente locale, dermatocosmetice, cu suplimente, cum am văzut astăzi, da? Pe bază de lactoferină, niacinamidă, zinc, care este un foarte bun antiseboreic, cupru, pentru că ele merg împreună în echilibru. Dacă nu se poate trece la antibiotice, dacă sunt leziuni foarte inflamatorii sau chiar la tratamente cu derivați de vitamina A mai potenți, care să asigure rezultate foarte bune. Mai sunt și tratamente cu laser sau cu alte categoric proceduri? Categoric. Pentru petele, pentru cicatricile post-acneice avem proceduri laser, avem proceduri injectabile, deci gama este foarte, foarte largă, dar se alege specific pentru fiecare persoană în parte. Adult, copil, abordarea e diferită. Bun. Închidem paranteza, pentru vârsta pubertară este... Da. Ca o concluzie, acolo vom începe să acordăm mult mai multă atenție. Nu înseamnă că până în pubertate ignorăm. Nu, că e posibil, dermatita atopică, alte dermatite, etc. Dar, să zic așa, acolo e un punct de cotitură. Da, și ar trebui să fim
atente ca mame, și dacă avem fetițe și dacă avem băieți, că trebuie să-i obișnuim cu o rutină, iată, zilnică, sănătoasă, încă de mici, nu? Să ne vadă pe noi, că ei se obișnuiesc. Vor cere ei. Păi, ți-am zis, la mine cere prea mult. Eu nu știu cum să o domolesc pe Rebecca mea cu folosirea cremelor și a produselor, mă rog. Bun, mai creștem un pic la vârstă. La fel trebuie să ții cont, pentru că, spuneai, după pubertate, vezi ce tip de ten ai și cu ajutorul dermatologului stabilești cumva o rutină, nu? Așa ar fi ideal. Așa ar fi ideal. Așa ar fi ideal, pentru că produsele le alegem întotdeauna în funcție de tipul de ten și pasul cel mai important este să știm ce tip de ten avem. Ca în orice, e bine să ne cunoaștem pe noi prima dată, să știm cum reacționăm, să știm care sunt toanele, care sunt zilele bune, zilele proaste, că va fi mult mai ușor de gestionat. Dacă ne cunoaștem pielea și știm ce tip de ten avem, după aceea ne este mai ușor, chiar dacă variem produsele, știm cumva spre ce ne orientăm, spre ce ne uităm. După 25 de ani încep să apară, de fapt, primele semne de îmbătrânire Adică și primele riduri. Primele riduri. Și Petele acolo, pigmentare, că și astea apar. Petele pigmentare sunt cu atât mai frecvente sau cu atât mai extinse cu cât expunerea la soare în copilărie e mai mare. Noi avem o bancă de ultraviolete, să spunem așa, unde se stochează toate expunerile solare. Asta nu înseamnă, din nou, să nu mă înțeleagă ascultătorii noștri greșit, că trebuie să ne închidem într-un beci și să nu mai vedem soare niciodată. Pentru că soarele produce vitamina D, are efecte bune pe secreția de melatonină, ne dă o stare de bine. Da? Deci nu intrăm în extrema cealaltă în care ne tot ungem cu cremă și nu ne mai vede soarele niciodată. Însă, să avem grijă să nu ne ardem la soare și bronzul ăsta super închis la culoare, da? 10 tonuri mai închis decât îl avem de obicei, nu-l putem numi sănătos, pentru că bronzul este un mecanism de apărare. Asta vreau să subliniez, că practic bronzul reprezintă reacția de apărare a organismului. Da? Da. Adică nu-i faci un bine, pentru că mulți consideră că plec în vacanță, mă bronzez, să am o piele sănătoasă și frumoasă. Frumoasă, da, este, că e frumoasă așa mai închisă la culoare exotică. Va îmbătrâni un pic mai repede. Dar sănătos nu da? Este. Va îmbătrâni mai repede, iar fiecare arsură solară dublează riscul de melanom, ceea ce e destul de mult. Adică dublează riscul înseamnă enorm. Dacă ai 5-7 arsuri solare, deja e prea mult. Da, face melanom, adică cancerul pielii, care este o formă extrem de agresivă. Extrem de agresivă. Și riscul cel mai mare nu l-au persoanele care stau toată ziua afară în soare. Da? Ei fac alte tipuri de cancer de piele mai puțin agresiv. Ci riscul cel mai mare l-au persoanele care stau 20 și, nu știu, 7 zile din 7 la birou. Exact. Și în da? Vacanță vor să ia tot soarele. Exact. Pentru că pielea nu este pregătită. Dacă ea este expusă progresiv la soare, produce melanină și se apără singură. De asta nu ne ardem. Sau dacă avem o piele mai închisă la culoare, atunci, într-adevăr, ea este mai protejată de arsura solară. Însă, dacă am stat în birou un an întreg, după care m-am expus din prima în Maldive sau, nu știu, la ecuator, categoric voi avea o arsură, iar aceea este mult mai riscantă decât să-mi pregătesc pielea din timp și să mă duc progresiv la expunere la soare. În primele 48 de ore de la expunere, nici măcar nu putem vorbi de bronz. Vorbim doar de oxidarea melaninei care există deja în piele, cu cât mai albă, cu atât mai puțină, și în intervalul de 48 de ore, pielea rămâne descoperită. Și atunci ea se arde. Dacă chiar vrem să ne bronzăm, bronzatul începe din a treia zi. Adică să luăm în considerare, dacă n-am stat tot anul la soare, din a treia adică zi cu agresiv, exact, între 6. Orele recomandate de medicul dermatolog, adică dimineața și după ora 17. Aici la ore vreau să fac o precizare. Intervalul orar între 11 și 6, care este la noi în țară sau în zona temperată, nu se aplică la ecuator sau nu se aplică la polul sud. Da? Ne uităm după umbra noastră, când umbra este mai mică decât noi, plecăm de pe plajă, da? Pentru că soarele e foarte sus, unghiul solar e mic, riscul de arsură este foarte mare. Și atunci nu ne trebuie nici ceas în vacanță să stăm stresați, nu trebuie nici măcar să căutăm care e intervalul orar, ci pur și simplu ne uităm cât de lungă e umbra noastră. Cu cât mai lungă, cu atât mai sigur să stăm la soare. Dacă a devenit umbra mai mică decât noi, plecăm, spunea el. Plecăm. Camere. Iar da. Un lucru important, sub pretextul producției de vitamina D, lumea stă la soare mult prea mult.
Vitamina D se produce între 15 și 30 de minute de expunere pe zi, cu jumătate din suprafața corpului, adică, nu știu, mai eu și pantaloni scurți. Da? În maxim 30 de minute, noi ne-am produs doza de vitamină D necesară. Deficitul de vitamină D care apare în zonele noastre, sau nu mai vorbim în zonele nordice, se datorează faptului că noi nu putem zilnic să stăm 30 de minute la soare sau 15 minute în pantalon scurt și mai eu. De aici apare decalajul. Dar nu înseamnă că dacă stau la mare o săptămână de dimineața până seara, până mă înnegresc, o să-mi fac tot stocul de vitamină D pentru tot anul. Nu. Greșit. Doar creștem riscul de apariție. Dacă ne ardem. Dacă ne ardem. Și nu ne dorim asta. Iar bebelușii, copiii, de la ce vârstă ar trebui expuși la plajă? Că îi scoți afară la plimbare, îmbrăcați este una, dar sunt părinți care încă îi lasă în bătaia soarelui dezbrăcați complet. Organizația Mondială a Sănătății zice că până la 6 luni, sub nicio formă nu vom expune voit copiii la soare. Sigur că o să-i scoatem la plimbare, dar o să încercăm să-i protejăm cât mai mult. Și inclusiv produsele de fotoprotecție pe etichete au recomandare 6 luni plus. Da? Bebeluși începând cu 6 luni. Pentru că nu există norme internaționale care să permită să producă o cremă sub 6 luni, având în vedere că nu e bine să expunem până la vârsta de 6 luni deloc. Și sigur că vom apela în primul rând la fotoprotecție vestimentară, adică hăinuțe, fie speciale de plajă, fie din materiale naturale, cu cât mai închise la culoare, cu atât mai bine filtrează radiațiile ultraviolete. Și doar pe zonele expuse vom aplica produse de fotoprotecție speciale pentru copii care au filtre minerale și care nu se absorb în corp. Și mă gândeam că ar trebui să fim preocupați de starea de sănătate a pielii nu doar vara, să spunem, când mergem la plajă, ne pregătim, ci în toată perioada anului. Cei care, prin natura meseriei, uite, mă gândesc la șoferii profesioniști, cred că și la mine se vede, mâna stângă e mai bronzată decât și nu sunt șofer profesionist. Adică sunt anumite meserii, trebuie să ții cont de lucrurile astea în orice perioadă a anului. Și la munte iarna, când mergem, nu? La fel ar trebui să aplicăm factor de protecție și nu știu cât aplicăm. Adică în orice zi a anului ar trebui să ținem cont de ce spui. Știi ce înseamnă asta în traducere liberă? Mm. Înseamnă că trebuie să ne iubim pe noi. Ce frumos ai spus, da, de acord. Pentru că dacă eu mă duc la epilat doar vara, înseamnă că o fac pentru cei de din afară și, exact, nu, și, nu, și, și pentru nu pentru mine. Dacă eu îmi îngrijesc pielea doar când începe sezonul cald ca să arăt bine în costum de baie, înseamnă din nou că o fac pentru alții și nu pentru mine. Așa. Deci ca o persoană să ajungă să se îngrijească 365 de zile, trebuie să, facă trebuie să ajungă exact la nivelul de iubire de sine prin care alegerile astea să fie pentru ea și nu pentru cei din jur. Ce frumos ai zis-o! Și ăsta este un salt destul de mare de conștiință, să ajungi la iubirea de sine, pentru că aici încă mai sunt discuții. Când suntem egoiști, când ne iubim pe noi, etc., etc. Nu intru în zona asta, deși îmi place foarte mult, dar îmi dau seama că nu este topicul. Inclusiv când apelăm la proceduri de înfrumusețare, e bine să o facem din această energie și nu din răzbunare, nu să arătăm mai bine ca vecina, ca șefa, ca amanta, ca whatever, ci pentru noi și pentru starea noastră de bine. În ceea ce privește fotoprotecția, într-adevăr, dacă ne gândim la munte, la zăpadă, cu siguranță radiațiile ultraviolete sunt în cantitate mai mare la altitudine înaltă și sunt în cantitate mai mare atunci când în jur este zăpadă sau este apă care reflectă aproape 90% din radiații. Deci la schi avem o doză dublă de radiații, așa cum avem și în apa mării. De asta atenție mare când stăm afară, reaplicăm din două în două ore și nu uităm buzele, pentru că ele nu au melanină și nu se mai apără așa ca restul pielii. Și pot inclusiv ele să facă o formă de cancer de piele din cauza expunerii excesive la soare. Oricum simțim că dacă nu avem grijă de ele, crapă și atunci nu e bine. El crapă sunt al de alarmă, dar n-ar trebui să ajungem așa. Hai să vedem în timp, pe lângă problemele despre care deja am vorbit, coșuri care pot apărea la orice vârstă, atât la adolescenți, dar și la... Din ce în ce mai mult. Adulți, exact. Chiar adulții trecuți de o anumită vârstă, regulile rămân valabile, nu? Regulile rămân valabile, rutina e aceeași indiferent câți ani avem. Curățare, ser, cremă, fotoprotecție. În funcție de patologie,
schimbăm serurile, în funcție de tipul de ten și perioada vieții, schimbăm cremele. Da? După menopauză, de exemplu, principala problema pielii este deshidratarea. Da? Pierderea de apă, pierderea de elastină, de colagen. Categoric, la menopauză, o femeie va avea o cremă mult mai unctuoasă, mult mai grasă pentru această vârstă, unde asta va fi nevoia principală a ei. Vorbim de alte produse în sarcină, vorbim de alte produse, nu știu, în perioadele de stres sau melasmă, de exemplu, care poate apărea în timpul sarcinii sau pe fondul unor modificări hormonale. Dar Dar pașii acele cumva creme care sunt apar în aceiași. sarcină. Pașii sunt aceleași, spuneai, doar schimbăm cremele, compoziția cremelor, în funcție de etapa de vârstă pe care o avem și problemele Care apar care pe apar. parcurs. Că utopia asta că o să avem o piele perfectă, perfectă. Sau pielea de bebeluș, până nici pielea bebelușului nu e perfectă. Ah, da. Și pot avea tot felul de probleme. Adevărul este că ne închipuim atunci când urmează să naștem că o să avem un copilaj ca în reclame, fără nicio și el imperfecțiune și ei vin și fac acnea nou născutului și dermatite și iritații și parcă... Intră momicile în depresie, nu vă speriați că există soluții. Se rezolvă. Exact. Bun. Deci spuneam de coșuri, de pete pigmentare, amintit, mai sunt vinișoarele acelea de sânge spate cu peroza. Cuperoza este o boală foarte interesantă care pe mine mă pasionează foarte tare, poate și pentru că sunt posesoarea acestei patologii. Dar nu se vede, nu știu. Trăiască laserele și tehnologia. Da, cuperoza apare deja din adolescență și cumva putem prezice ce se va întâmpla pe viitor prin acel flushing, acea înroșire excesivă a pielii la emoții, la îndrăgosteală, la căldură, la variații de temperatură care trece, după care roșeața aceasta devine permanentă sau apar vase sparte din cauza pierderii de colagen și a patologiei în sine, pe care le putem trata cu laserele vasculare care există acum, slavă Domnului, și mai există și etape mai severe cu coșuri, da, cu acele pustule care seamănă cu acnea, dar nu sunt acnee și dacă le tratăm ca pe o acnee, vom deshidrata foarte tare pielea sau cu îngroșarea pielii. Există soluții inclusiv pentru această roșeață permanentă sau vase sparte. Nu în toate cabinetele dermatologice, din păcate, pentru că aceste dispozitive sunt destul de costisitoare, dar în România avem acces la aceste laseri. Slavă Domnului că există. Bun, iar legat de petele pigmentare, le tratez la fel că sunt pete, nu știu, de la soare, că vorbim de melasmă, de petele care apar în sarcină sau sunt nu. Alt gen de pată. Categoric nu. Petele pigmentare sunt și ele de foarte multe forme și în primul rând trebuie să stabilim diagnosticul, în al doilea rând trebuie să vedem care este cauza, pentru că dacă avem o cauză hormonală putem să punem toate cremele de pigmentante de pe lume și toată vitamina C pe care am văzut-o că oricum nu se vor duce sau vor reacționa foarte greu. Deci avem diagnostic, avem cauză și trei, mai avem și profunzime. Și în funcție de asta alegem tratamente locale, analize, lasere, picolasere, diverse proceduri de decolorare, chiar și peeling-uri chimice. Deci, diagnosticul este foarte important și recomand persoanelor cu pete pigmentare să nu facă tratamente de capul lor. Există un risc foarte mare de producere a hiperpigmentărilor post-inflamatorii, adică să se păteze pielea mai tare decât a fost înainte să începem tratamente. Să poate mai rău. Adică și în general, și să scape de pete și în urma tratamentelor incorrect făcute, ele să se agraveze. Și în general, pielea închisă la culoare are tendință mai mare de a se păta așa, post-inflamator, decât cea deschisă. Și putem să ne trezim cu pete dacă punem zeamă de lămâie pe față, dacă punem anumite parfumuri, de exemplu, care conțin bergamotă pe gât și să în urma expunerii la soare să apară aceste pete pigmentare. Deci recomand să nu exfoliem pielea în exces, să nu folosim substanțe fotosensibilizante. Acum, slabe șanse să știe persoanele că lime-ul, de exemplu, este unul din cele mai fotosensibilizante substanțe și dacă pui zeamă de lime pe mână... De lămâie, da, deci să nu folosim. Da. Și uite că spuneai de exfoliatul pielii, mă gândeam că în urmă, cu niște ani, bunicile, mamele, foloseau mălaiul, zațul de la cafea ca să-și curețe zona nasului. Mie mi se pare extrem de dur, de abraziv și încă sunt femei care mai folosesc mijloacele acestea. Petenul gras sau foarte seboreic
s-ar putea să funcționeze. Da? Petenul uscat rozaceei cu cupe roză sau deshidratat agravează foarte mult pentru că este extrem de abraziv. Sigur că noi putem folosi orice se folosea acum 100 de ani, dar întrebarea este mai trebuie? De ce? Și de ce? Pentru că sunt mulți care vor să rămână la zona asta de natural, de a nu fi toxic. E foarte bine, doar să-și cunoască bine pielea. Putem să rămânem în orice zonă și până la urmă este alegerea fiecăruia și eu o respect. Și cei care vor să se trateze cu fitoterapie, în care eu cred, eu chiar cred că dacă Dumnezeu ne-a lăsat toate bolile, ne-a lăsat și soluțiile, ideea este că nu ne prindem noi. Care pentru ce e? Asta e partea a doua. Cred și în homeopatie, cred și în toate terapiile alternative pentru trup și suflet. Important este ca persoana respectivă să rezoneze și să se cunoască. Și să nu intre în cercul ăsta vicios al încăpățânării, în care cu orice scop trebuie să fie o anumită cale. Știi că avem tendința să ne punem un obiectiv și după aia să vrem pe drumul X și numai pe acela și pe altul nu. Și dacă vedem că nu ne iese, mai degrabă renunțăm la obiectiv decât să recalculăm traseul. Da? Ok, poate ai încercat cu mălai 3 luni, 6 luni. Vezi că nu-ți merge bine? Vezi că nu-ți merge, nu te opri. Da, nu te opri. Nu schimba obiectivul. Schimbă drumul pe care ajungi la obiectiv și vezi dacă rezonezi și îți place ideea. Dacă nu, treci mai departe până când ajungi acolo unde-ți dorești. Hai să ne întoarcem la creme. Eu sunt dependentă de ele, deci n-aș putea să stau fără ele. E clar că le alegem cu ajutorul dermatologului, în funcție de tipul de ten, spuneai, în funcție de vârstă, etapa vieții, ce probleme apar. Odată ce am desfăcut cutia respectivă sau flaconul respectiv, trebuie să avem grijă, nu, că ai un termen de valabilitate trecut, dar el este rămâne valabil atâta vreme cât ambalajul este sigilat. Exact, sigilat. După sau în ce condiții păstrăm? Sunt multe persoane care țin cremele la frigider, altele în baie, nu știu. Și mie nu mi-ar ajunge trei frigidere, nu? Pentru câte creme am acasă. Sigur că nu e bine să stea produsul, adică, desfăcut. Am tot vorbit, da? De cum le alegem, de unde okay. Le cumpărăm, din locuri, da, bine amenajate, destinate, fie farmacii, fie, deci nu din soare, nu, eu știu, de la tarabe, asta am lămurit deja. Dar odată ce am început să le folosim, este important, nu? La ce temperatură le ținem? Cât timp? Cum? Aproape toate produsele cosmetice care se respectă. Da, să punem și această mică paranteză. Și pe acelea le-ai indicat să le folosim. Adică categoric. Cele testate, fiind produse de firme serioase. Da, testate, studiate. Sigur că oricine poate să-și producă o cremă acasă. Da? Cu două, trei rețete de pe internet, faci ceva. Nu ai siguranța că ți iese de fiecare dată la fel. Nu ai siguranța purității ingredientelor și așa mai departe. Deci eu recunosc că sunt fan dermatocosmetice, unde știu și că dacă asta scrie pe cutie, asta este. Nu pun nicio problemă. Produsele care se respectă au pe lângă acest termen de valabilitate un simbol mic, așa cu un borcănaș cu capacul deschis, unde scrie 3M sau 6M. Da? Deci asta înseamnă 3 luni sau 6 luni? Sau 6 luni și variază. Variază de la producător, de la substanțele active în sine, pentru că anumite substanțe active, de exemplu fiolele de vitamina C, nu mă refer neapărat la serumuri, ci la fiole, se țin la întuneric, în sticlă de culoare maro, pentru că la lumina soarelui se oxidează și este egal cu zero. Adică noi considerăm că ne dăm cu ceva, dar el este inactiv de fapt. Pentru că nu știu să-l păstrăm pentru în că condițiile optime, așa astfel încât să ne bucurăm de beneficiile. Exact. Deci nu ținem produsele în lumina soarelui pe pervazul de la geam. Asta este clar. Nu ținem produsele la 30 de grade. Da? Într-un loc mai răcoros și întunecat e perfect. Eu, de exemplu, le țin în baie. Și eu la fel, în dulapiorul de la baie. În dulapiorul de la baie. Nici nu mi-ar ajunge frigiderul să țin câte creme încerc și dacă peste. Nu le-aș avea aproape, nici nu le-aș mai aplica, nu? Că seara exact. Foarte probabil. Foarte probabil că da. Eu personal nu mi-am cumpărat un frigider pentru cosmetice, ți-am zis mult prea multe ca să intre într-un frigeranj din acela mic. Sigur că dacă persoanele au, nu știu,
confort mai mare cu aceste frigidere, e foarte bine. Pe de altă parte, sunt și substanțe, de exemplu, cremele mai grăsoase, mai untoase, ținute la frigider, se întăresc foarte tare. Și nu le mai poți Și atunci aplica. nu se mai aplică în strat uniform sau, mă rog, ajungem să punem mult prea mult. Da. Bun, iată, am lămurit și acest aspect. Vorbeai de vitamina C sau de tot felul de fiole pe care le putem aplica. Știu că sunt unele de care trebuie să ții cont în ce anotimp le aplici ca să nu spătezi fața. Pentru că poți avea fiolă cu vitamina C, cu vitamina D, acid hialuronic, colagen, sunt tot felul de cocktailuri. În sezonul cald, eu recomand să nu începem niciodată un tratament nou cu retinoizi, de exemplu. Sunt aproape, chiar aș putea spune, cele mai eficiente produse anti-aging când vorbim de categoria creme, da? Produse de aplicat acasă, nu vorbim de procedurile din cabinet. Foarte eficiente, însă toate la început dau ceea ce noi numim efecte adverse de clasă, adică înroșire, descoamare, usturimea feței, cel puțin în primele 2 săptămâni. Da? Dacă ne dau și mâncărime, acolo deja e altă poveste, poate fi o reacție alergică și oprim. Dar introducerea lor se face treptat, cu concentrații mici, cu produsele cele mai slăbuțe, esteri de retinol, nu direct tretinoin, de exemplu, care nu este suportat nici măcar de tenul foarte gras în multe situații. Și atunci introducerea este de preferat, din perspectiva mea, în sezonul mai rece, cu siguranță nu înainte de expunerea la soare, pentru că în cazul în care noi ne inflamăm, putem ulterior să facem bete pigmentare. Și introducerea se face treptat, adică 2 aplicări pe săptămână, 2 săptămâni, încă două Deci două săptămâni. aplicări pe săptămână, adică nu în fiecare seară. Nu în fiecare seară, da? O seară, da, două nu. Vedem cum tolerează pielea. Dacă nu ne înroșim, nu ne descoamăm, creștem după 2 săptămâni, cu încă o aplicare. Da? Dacă am reușit să facem asta, mai stăm așa 2 săptămâni, dacă nu ne înroșim, nu ne exfoliem, mai creștem încă o dată. Retinoizii nu o să vedem niciodată reacții wow. Da? Cum sunt, nu știu, diverse tratamente de rehidratare, unde într-adevăr ai făcut tratamentul și ai văzut ceva. Dar atunci ei ce? Sunt parteneri de cursă lungă, cresc turnover-ul celular, deci regenerarea celulară, stimulează foarte bine producția de colagen și realmente sunt produse foarte eficiente anti-aging de aplicat acasă. Doar să fim atenți când le introducem în rutină și în ce fel și ce produs folosim. Iar după ce am ajuns la aplicare zilnică cu un produs pe care îl tolerăm, putem crește următorul nivel, adică un produs mai potent, mai puternic. Bun. Mai dăm exemplu, uite, fiole cu vitamina C. Le poți Fiolele aplica cu oricând. Vitamina C pot fi aplicate și în sezonul cald. Au fost perioade în care, într-adevăr, recomandările erau ca să aplicăm doar seara sau doar în sezonul rece. Noile protocoale permit aplicarea vitaminei C și dimineața, cu condiția să fie dublată de fotoprotecție. Adică factorul de protecție. Iar sau crema în sau general, fondul de ten cu factor de protecție. Exact. În general, noi când ne dorim efecte, alegem concentrații mari, cele mai puternice, cele mai eficiente. Doar că vitamina C poate fi și ea iritantă. Iar o concentrație peste 15%, hai să zic 20 cu indulgență maximă, nu face decât să irite pielea fără să aducă beneficii terapeutice suplimentare. Și atunci, la fel, putem introduce 5%, hai să zic 10, da, la prima încercare, să creștem la 15, dar mai sus de 15%, eu personal nu recomand, pentru că nu am beneficii suplimentare, doar riscuri. Fotoprotecție nu înseamnă că m-am dat dimineața odată și atât. Dacă lucrez într-un birou, m-am dat dimineața, este suficient. Dacă, în schimb, chiar dacă lucrăm, scuze-mă că te întrerup, în fața unui calculator, pentru că și lumina albastră, înțeleg, este la fel de nocivă precum expunerea la soare. Într-adevăr, sunt mai multe articole mai nou care incriminează inclusiv lumina albastră, în special în cazul melasmei. Dar lumina albastră nu o să dea niciodată lentigine solare, de exemplu, pentru că alea sunt produse de soare. Între soare și lumina albastră, soarele este foarte, foarte departe. Da? Deci, eu una nu aș putea să mă dau din 2 în 2 ore în cabinet cu cremă de fotoprotecție, ca vezi, Doamne, să fiu protejată, clam neoane. Nu cred în asta, sincer. Cred că este o exagerare. Asta e părerea mea și nici nu recomand. Dar dacă termin la cabinet la ora 3, de exemplu,
și știu că urmează să merg în parc cu copiii, să mai petrec timp în aer liber până la 7, Îți aplici crema cu atunci factor îmi de aplic protecție. produs cu factor de protecție. Nu neapărat cremă, uneori aplic spray-uri, alteori aplic pudre. Dacă am un machiaj, prefer să aplic o pudră cu Există factor de pudră cu factor de protecție. protecție? Da, și sunt chiar foarte bune, foarte eficiente și foarte ușor de aplicat pentru o persoană care se machiază, că mai este și această problemă. Exact. Dacă tu ți-ai făcut make-up-ul, eu nu cred Că te demachezi să ca te să-ți dai demachezi ca factorul să-ți de dai protecție SPF și... și să te Da. remachezi și peste 2 ore să te demachezi și să-ți dai factor de protecție și să te remachezi. Nu cred în asta. Și inclusiv pe plajă. Da? La plajă, reaplicarea se face la 2 ore, obligatoriu, sau după 40 de minute de stat în apă. Dar dacă folosim BB cream-ul care are factor de protecție și ți l-ai aplicat dimineața până să-ți faci Este fix, machiajul, eficient 2 ore. 2 ore. După, Da? și După pe... 2 ore se elimină. Deci după, așa cum spuneai, dacă ieșim cu Depinde cimici în ce parc facem. sau, mă Depinde rog, ce mai avem facem. multe activități care presupun expunerea solară, spuneai fie spray-uri, fie pudre cu factor de protecție, da? Și depinde și de ora la care ieșim. Că dacă ieșim în parc la 7 seara, Da, atunci nu mai e o problemă. putem să nu ne mai punem. Sigur că toate protocoalele anti-aging spun să-ți pui 7 straturi. Ok, cred și în asta. Dar cred și în faptul că soarele are beneficiile lui totuși. Adică să nu cădem în nicio extremă. Cam asta e ideea. Bun, deci am vorbit de retinoizi, vitamina C, vitamina D. La fel, dacă o aplicăm, ce beneficii ne Vitamina aducem? D aplicată pe Fiole, nu? piele nu există. Nu Sau cel există. puțin eu nu știu. Ea se ia peroral sau se produce la soare în 15 minute de expunere în maiou și pantaloni scurți. Corect. În lunile de iarnă, fiindcă nu ne expunem, este bine să Să luăm luăm vitamina supliment. D, da? Să luăm suplimente, în așa fel încât să ajungem cel puțin pe la un 40-50 cu valorile, chiar de valoarea, să zic, considerată normală, începe de la 30 în sus, pentru că vitamina D este implicată în toate procesele imunitare. Avem nevoie de vitamina D și ideal ar fi să ne o luăm de la soare, la răsărit, în timp ce facem exerciții, Mișcare, da? da. Mișcare. Da, ar fi ideal. Asta e varianta ideală. Cât ne trezim la răsărit, cât avem posibilitatea să facem mișcare în aer liber Poate în vacanță, dacă ieșim în dimineața, vacanță. doar că n-ajunge. Da, Cam prea asta e puțin. ideea. Ideea ar fi să putem să facem zilnic chestia asta. Cum nu putem să facem zilnic, va trebui Suplimentăm. să suplimentăm pentru că trăim în asemenea condiții. Bine, fiole cu vitamina E sigur există. Sigur există. În general, fiolele cu vitamina C conțin și vitamina E, pentru că vitamina C, sau e bine să căutăm aceste fiole, A, uite, n-am știut vitamina de C. ce vitamina C cu vitamina E se potențează una pe cealaltă. Exact. Vitamina E potențează extraordinar de mult efectul vitaminei C și este un cofactor. Fără ea nici nu funcționează așa de bine. Așa cum și fierul se absorbe în prezența vitaminei C. Degeaba mâncăm foarte multă carne dacă nu o mâncăm cu salată, ardei roșu ca să se și absoarbă fierul. Da, corect. Hai să ne explici acum de ce pielea depinde atât de mult de colagen, de acid hialuronic, substanțe pe care noi le producem sau organismul le produce când este tânăr sau până la o anumită vârstă. Tot timpul le produce, doar că produce în Care? cantități mai mici. Da. Da? Și noi După. trebuie să suplimentăm, nu? Sau? Părerea mea este că oricât suplimentăm, noi nu o să creștem producția înapoi la producția Așa unui cum era. copil în creștere. Da? E clar că după 25 de ani, producția de colagen scade cu o rată de 1% pe an. Da? Iar după menopauză avem o cădere bruscă, pentru că se sistează estrogenii, care stimulează mult producția de colagen și de asta, hai să zic urât, dar așa este, ne cade față. Da? Și pielea cu totul, nu doar la față. Și pielea cu totul, pentru că va scădea foarte brusc. Dar avem această perioadă tampon de 5 ani aproximativ, de perioada asta de perimenopauză, să-i spunem așa, în care, într-adevăr, dacă apelăm la proceduri, putem să stimulăm foarte frumos producția de colagen, adică să nu lăsăm lucrurile să degenereze foarte rapid. Și ce fel de proceduri trebuie Colagenul să este, scuză-mă puțin, doar să-mi termin ideea să se înțeleagă un pic de ce e atât de important, este practic proteina structurală a corpului nostru. Nu se găsește doar în piele, se găsește peste tot, în organe, în articulații, în ligamente, peste tot. Așa cum scade în piele, scade și în interior. Deci, sigur că noi ajutăm pielea cu proceduri, cu laser fracționat, cu injectări, cu diverse, dar trebuie să ținem cont că atunci când pielea este lipsită de colagen, cam așa sunt și organele interne.
Adică să nu ne bazăm doar pe exterior, ci să aducem aport și din interior de vitamine, minerale, alimentație echilibrată care să aibă proteine, glucide, lipide, da? Macronutrienți și micronutrienți, adică vitamine, minerale. Să nu ne focusăm doar pe un singur fel de mâncare, ci cât mai variat. Colagenul este cel care, spuneam, ține structura pielii și alături de fibrele de elastină, produse de aceleași celule numite fibroblaste, îi dau elasticitate și ținută, cum să-i spun, da? Textură. De obicei fac analogia asta și am mai făcut-o și cu siguranță mă repet, dar îmi place foarte tare. Îmi închipui pielea ca o porție de paste boloniețe. Da? Așa, sună bine. E mai simplu de înțeles. Așa. Colagenul reprezintă pastele, spaghetele. Da? Cu cât sunt mai lungi, cu atât se întinde mai frumos în furculiță. Da? Exact așa este și pielea. Cu cât fibrele sunt mai lungi și mai sănătoase, mai elastice, cu atât pielea este mai elastică și revine imediat la forma inițială. Are consistență, e mai fermă. Da? Ca la copilași, când vrei să-i prinzi așa de obrăjor și nu poți, că sunt foarte tari. Da? E, dacă noi mâncăm, de exemplu, zahăr în exces, se produc acești compuși de glicație care se leagă de colagen și, practic, colagenul este fracționat. El e tăiat în bucățele mai mici sau colagenul pe care îl producem nou este un colagen de proastă calitate. Da? Fibrele nu sunt la fel de elastice sau sunt foarte scurte și atunci nu permit această elasticitate, să spunem așa. Deci, iată, prin sfat renunțăm la zahăr, la dulce, că nu ne ajută. Da, putem mânca ciocolată neagră, care este extrem de sănătoasă, antioxidantă, cu polifenol, cu tot ce avem nevoie. Vrem dulce, ciocolată neagră. Ideal. Orice ciocolată care începe cu cacao și are cel puțin 75%, e excelentă. Dacă începe eticheta cu zahăr, putem să o punem la loc. Da? O lăsăm pe apera. Nu înseamnă că nu ne bucurăm de viață și mâncăm o ciocolată, dar nu facem din asta obișnuință zilnică. Da? După care, acidul hialuronic este sosul de la paste. Da? Noi, practic, pierdem în timp acid hialuronic, drept urmare, fibrele noastre încep să scârție între ele, pentru că nu au hidratare. Dacă aducem acid hialuronic, fie că îl luăm, fie că îl injectăm, de exemplu, la nivelul feței, unde efectele sunt foarte frumoase, și aici mă refer nu la acidul hialuronic de umplut riduri sau de ridicat fața, ci la acidul hialuronic de hidratare, atunci fibrele noastre, celulele, care sunt bucățelele de carne de la bolognese, alea celulele, ele fac și pastele, da? Și acidul hialuronic se activează din cauza tensiunii și a stimulării, și ele vor începe să producă colagen ca mecanism de apărare. Adică le dăm de lucru, pentru că orice celulă care nu este pusă la lucru se lenevește. Oare, da? Da. Ca și mușchii. Nu mergem la sală, nu avem mușchi. E simplu. Nu stimulăm colagenul și pielea devine laxă. În momentul în care apar ochiuri foarte mari între fibrele de colagen, celulele acestea fibroblaste se relaxează, ele nu mai au nimic de făcut. Tensiunea, în schimb, Le ajută și le stimulează să producă colagen. A, și de aceea tot felul de proceduri, skin tight, cred că asta face, nu? Cumva taie structură ceva și stimulează producția de colagen. Aici sunt mai multe variante. Da. Da. De exemplu, dacă avem o piele foarte deshidratată, nu știu, din cauza hipotiroidiei, de exemplu, sau pentru că avem o persoană la menopauză, sau pentru că are rozacee, da? Factori care predispun la deshidratare. Între un laser fracționat, care practic stimulează colagenul prin arsură, deci prin căldură față de care celula se apără, și acid hialuronic de hidratare, aș alege acidul hialuronic, pentru că îmi rezolvă mai multe probleme care sunt la persoana respectivă. În general, procedurile pentru stimularea colagenului presupun niște direcții clare. Una, supraîncălzirea pielii, creșterea peste o anumită temperatură activează aceste fibroblaste și atunci folosim lasere sau radiofrecvențe, de exemplu. O altă variantă sunt produsele biostimulatoare injectabile, prin care introducem substanțe în piele, în derm, substanțe care de altfel se regăsesc în corpul nostru, acid polilactic, hidroxiapatită, acid hialuronic, în jurul cărora se vor aduna aceste celule, le vor izola și vor produce colagen, iar ele se vor resorbi în câțiva ani.
Alegerea procedurii este, de fapt, cheia mai mult decât procedura în sine. Adică fiecare procedură este eficientă, dar felul în care alegem pentru fiecare persoană este, cred că, veriga cea mai importantă. Pentru că dacă avem o persoană cu piele deshidratată, cu hipotiroidie, cu rozacee, cu, nu știu, alte patologii, cu menopauză, care duc la deshidratarea pielii, între injectarea de acid hialuronic, de exemplu, care să-i confere și hidratare și tratamentele laser, categoric mai potrivite sunt cele de hidratare. Adică putem obține stimularea de colagen, din nou, avem un obiectiv, pe mai multe căi și care o alegem în funcție de pacient și de tipul de piele. Hai să vedem cu ridurile din jurul ochilor. Aici Ce trebuie facem? Să luăm mai multe lucruri în considerare. În primul rând, de ce se formează ele? Pot fi genetice, da? Cineva din familie să aibă un mușchi mai puternic în jurul ochilor care să strângă mai mult și atunci să se facă ridurile. Sau doi, putem avea noi o folosire în exces a acestor mușchi. Când, de exemplu, nu vedem bine la Și distanță strângem din ochi. sau la calculator și în loc să ne punem ochelari sau lentile, strângem din ochi și focusăm pentru că avem o tulburare de focusare. Da? Asta accelerează foarte mult producția ridurilor. Că nu purtăm ochelari de soare, cred, nu? Exact, că nu purtăm ochelari de soare, stăm foarte mult afară și din nou mijim ochii ca mecanism de apărare. Sau dacă purtăm ochelari de soare, să fim atenți să fie de calitate ca să nu stricăm retina, da? Exact. Adică să nu avem alte efecte adverse. Ok, nu avem riduri, dar avem Ochii au de probleme. suferit, da. Exact, avem probleme oculare, da? Deci dacă avem probleme oftalmologice, categoric vom avea mai multe riduri dacă nu corectăm astea. Sau dacă lucrăm în exterior, dacă stăm foarte mult afară și folosim în exces musculatură. Și altfel ca întreținere, crema contur de ochi și tot felul de crema contur de ochi care poate să se suprapună cu crema de față până într-un anumit punct, da? Adică să folosim aceeași cremă peste tot. Dar să fim atenți ca produsele care conțin substanțe active mai puternice, cum sunt retinoizii, de exemplu, sau vitamina C, nu vom aplica același produs de pe față și în jurul ochilor, pentru că riscăm să se deshidrateze zona și să facem mai multe riduri decât exact. Dacă n-am aplicat crema. Deci, pentru acele zone, când avem substanțe active, creme special concepute. Și sigur că putem, într-un final, dacă ne dorim, suntem deschiși, să apelăm inclusiv la procedurile estetice de ștergere a acestor riduri, pentru adică că sunt injectări. Injectări, fie cu toxină, fie cu polinucleotide, fie cu acid hialuronic, fie cu diverse cocktailuri stimulatoare de colagen care să aducă nutrienți, fie cu terapii laser, dacă vorbim de cearcăne și modificări de culoare, albăstruie sau maronie, acelea nu reacționează foarte bine la injectarea de acid hialuronic, ci mai degrabă la tratamente laser. Deci, gama este largă, dar se personalizează, să zic așa. Dar este bine că, uite, din ce am povestit astăzi, înțeleg că avem soluții. Totul este să ne preocupe și să ne iubim suficient de mult, așa cum ai spus, încă de la vârste foarte tinere, astfel încât pielea noastră să rămână sănătoasă și frumoasă, astfel încât să avem grijă de corpul nostru. Uite, am o surpriză pentru tine și mulțumesc prietenilor de la Probio. Acest card Royal Black este al tău, îl poți folosi gratuit și este pe viață în cadrul rețelei medicale Probio, atât pentru analize de laborator, cât și pentru investigații la cele 23 de specialități medicale din cadrul clinicii. Clinica este în Splaiul Independenței 202, există echipă de profesioniști și aparatură de ultimă generație. Ești medic, așa că ai nevoie să te păstrezi sănătoasă și frumoasă și ca să noi te toți. Folosești cu drag ca noi toți. Ca noi în mod toți. Special, medicii, de ce am observat că unii nu ajung așa ușor la n-aș face analize, a se îngriji și de aceea am spus că trebuie să fii un exemplu, nu? Și uite, te ajut să trăiești sănătos, sunt convins că o faci. Le mulțumesc prietenilor de la Probio, le mulțumim și prietenilor de la Rofarma pentru că, iată, astăzi am avut ocazia să povestesc despre acest supliment foarte, foarte bun, Dermaten, care ajută pielea, mai ales pielea cu acne. Am citit și review-urile, sunt foarte, foarte multe persoane care au folosit și sunt încântate de acest supliment. Iulia, îți mulțumesc pentru sfaturi. Eu îți mulțumesc. Și te aștept să revii cu drag, știi că te aștept cu mare, mare drag. Vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit și astăzi. Aveți grijă de voi, rămâneți sănătoși, frumoși, voioși și noi ne revedem cu drag data viitoare aici la Trăiește Sănătos. Pe curând!